Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la cea de-a treia ediție Miss Plaja 2016. Într-o frumoasă seară de vineri, înainte de a da startul petrecerii în Club Bellagio, ne întâlnim cu fetele de la Miss Plaja. Noi suntem Dea și Dino Maxer. De altfel, ediția de data trecută a fost una atât de frumoasă din punct de vedere al concurentelor, încât am ridicat standardul destul de sus. Suntem tare curioși ce a reușit producătorul Manuel Chermani pentru ediția a treia. În aplauzele voastre îl invităm chiar acum alături de noi să ne spună așa cum a fost în cantonamentul fetelor. Bună seara! Bună Dea, bună Dino, sunt două fete, două persoane foarte frumoase lângă mine. Avem foarte mult rating, avem foarte multe critici de ziaristi. Da. Asta înseamnă că bag în seamă multă lume pe noi. Vă mulțumim și de criticat cât mai mult. Așa este. Așa să fie. După ce am făcut o campanie de promovare la ultimul meu single alături de 5 dintre frumoasele concurente de la Miss Plaja, iată că această ediție din 2016, a 15-a, nu? Ani, da. 15 ani, da, de Miss Plaja în România, spuneam, a solicitat interes. Așadar, foarte ne bucurăm mult, da. Și ora este foarte bună, ne întâlnim vineri la 22:30 și în reluare duminică după miezul nopții. Păi dacă tot ne urmărește toată lumea, eu zic să le invităm pe fetele ce se uită chiar acum la noi pe www.missconcurs.ro pentru a se înscrie. Mai avem încă două ediții, vom avea 5 ediții în această vară, plus semifinală și finală, vă așteptăm alături de noi în Mamaia. Dacă dau pur și simplu Miss Plaja pe Google, am văzut că există imediat acest site imediat, unde pot să intre. Imediat, oriunde căutat pe Miss Plaja, imediat a intrat pe noi. Mulțumim! Mulțumim și noi și felicitări producătorului Manuel Chermani. Astăzi avem câte fete? 16. 16 fete, așadar suntem foarte curioși. Începem, dăm startul împreună? Proba rochilor de seară. Probă de roche de seară, începem cu prima roche de seară. Bine, mulțumim! Înainte să vedem concurentele rochile de seară, permiteți-ne să mulțumim sponsorilor. Agenția de fotomodele Luna din Miele, Devin, Paradisul Colorat, un loc minunat în care noi seară de seară facem un program artistic în Costinești, Plaza Mojito, MK Artistic. Mulțumim de asemenea Flormar pentru produsele cosmetice oferite concurentelor noastre, mulțumim Bellagio pentru găzduire, Yamamai Italia de asemenea, mulțumesc Mistio Boutique pentru ținuta mea de astăzi și Soco Salon pentru coafiura mea. Așadar, haideți să vedem prima probă, rochile de seară. Prezentarea începe chiar acum. Cu numărul 1 în concurs, Patricia Stejeran vine din Satu Mare și are 18 ani. Este zodia fecioară, culoarea preferată albastru. Ne spune că și-a dorit tot timpul să participe la acest concurs și anul acesta și-a luat inima în dinți, s-a înscris pe site-ul concursului nostru. Și iată-o aici, în Mamaia, după 3 zile de cantonament. Sunt tare curioasă să aflu detalii din cadrul cantonamentului, dar vom vedea puțin mai târziu împreună, doamnelor și domnilor, câteva imagini din cantonamentul fetelor. Până atunci, concurenta cu numărul 2 vine tocmai din Satul Mare. Așadar, aplauze pentru Vajda Tecla. Am să vă spun culoarea preferată în cazul în care aveți televizoare la negru, este albastru. Despre concurenta noastră vă mai spun că are 19 ani, este născută în zoda Taur, ocupație studentă, iar prezența ei este justificată prin faptul că și-a dorit dintotdeauna să participe la un concurs de Miss. Iată-o la Miss Plaja, în ediția cu numărul 3 din acest an. Cu numărul 3 este și cea de-a treia concurentă, bineînțeles, vine din Tulcea și se numește Crina Diana Vizuru. Are 17 ani și este zodia Taur. Culoare preferată lila. Sunt nuanțele acelea ce îi bagă pe băieți așa într-o situație dificilă, pentru că voi nu prea diferențiați rozul de lila, de turcoaz, de bleu. Sunt multe, multe roze, dar, multe nuanțe, dar noi fetele ne pricepem mai bine.
se află la Miss Plaja pentru a se cunoaște pe ea mai bine, dar să-și facă și multe prietene și să se distreze. Cunoștință noi, sigur, și-a făcut și concurenta cu numărul 4. Este vorba despre Alexandra Ana Maria Macovei. Este din Constanța. Alexandra are 16 ani, este elevă, născută în zodia Berbec. Culoarea preferată este roșu, cel de pe buze. Am făcut-o să zâmbească. Prezența ei la Miss Plaja a justificat-o prin faptul că își dorește să descopere lucruri noi. Zâmbiți, fetelor, pentru că vă privește și juriul nostru de astăzi, de aici din culise. Andreea Mărândiș este cea de-a cincea concurentă. Vine tocmai de la Sinaia, are 17 ani și este zodia Scorpion. Culoare preferată, galben. Andreea este și ea elevă. Se află la concursul Miss Plaja pentru a lega prietenii noi și, de ce nu, să câștig. Atunci îți dorim succes! Zâmbitoare, sigură pe ea. Îi mulțumim frumos și trecem la concurenta cu numărul 6, Constanțeanca Mihaela Ionela Varciu. Mihaela are 17 ani, este casnică, așadar timp suficient ca să vină la noi. Născută în zodia Fecioarei și, evident, culoarea ei preferată este albul. Spuneam evident, fiindcă rochița sau e iarăși, crem. E crem, nu? Tocmai îți spuneam cu nuanțele, că voi bărbații nu vă prea pricepeți. Depinde în ce lumină o pui. Mihaela Marcu poartă numărul 7 în concurs și intră chiar acum pe scena din Bellagio. Mihaela este din Ploiești, este zodia Pești și are 19 ani. Ocupație dansatoare. O vom vedea la proba sport, pe care noi am numit-o de câțiva ani proba de talent. O să o vedem acolo, prestând, dansând alături de noi. Culoare preferată, roșu. Dar rochia nu este roșu, spune ce nuanță e. Carmin? Nu. Carmin nu-i mai închis la culoare. Bun, depășim discuția noastră și ajungem la concurenta cu numărul 8, pe care o invităm alături de noi, Neagu Roxana din Vălenii de Munte. Roxana are 23 de ani, este studentă, născută în zodia Pești. Culoarea preferată, negru. Am făcut o pauză, am crezut că o să spuneți bleu marin. Este alături de noi la Miss Plaja pentru a acumula cât mai multă experiență în modeling. Din Tulcea vine și următoarea concurentă, poartă numărul 7 și se numește Marinela Hristu. Se caracterizează ca fiind orgolioasă, ambițioasă, îi place foarte mult să joace volei, este studentă, iar culoarea preferată este albastru. Le dorim mult succes, în cantonamentul acesta au muncit destul de mult, au făcut repetiții pentru defilarea celor 3 probe cu care ne vom întâlni și astăzi, ca de obicei la concursul Miss Plaja. Concurenta de 10, cum glumesc eu, sau numărul 10, este Andreea Marcu din Ploiești. Andreea este mai veche la Miss Plaja, iar noi am cunoscut-o anul trecut mai bine atunci când a participat la realizarea videoclipului Striptease, o piesă pe care am semnat-o anul trecut cu Kid Music. Îi mulțumesc încă o dată pentru participare și succes la premii! O bucureșteancă intră acum în scenă, concurenta cu numărul 11, se numește Andreea Oana Novac. Este elevă, are 17 ani și își dorea tare mult pe pielea ei să afle cum este să fii concurentă la Miss Plaja. Așadar, s-a înscris pe site-ul concursului sau pe pagina de Facebook Miss Plaja, a venit în cantonament și sper că experiența a fost una frumoasă.
Din Constanța vine și concurenta cu numărul 12, Alina Steliana Savu. Alina este elevă, are 18 ani, născută în zodia Gemeni. Culoarea preferată este roșu, iar prezența la concursul Miss Plaja a justificat-o în felul următor: să cunosc persoane noi și să câștig. Îmi place hotărârea ei. Următoarea concurentă poartă numărul 13, îi dorim succes. Isabela Cristina Purice din Mangalia. Are 17 ani, este zodia Capricorn. Își dorește foarte mult să facă o carieră în acest sens și consideră Miss Plaja o rampă de lansare. Se caracterizează ca fiind înțelegătoare și prietenoasă. Își dorește foarte mult să ajungă model, are toate șansele, înălțime, este frumoasă, ne bucurăm că e aici. Trecem acum la concurenta cu numărul 14, Cosmina Cristache din București. Cosmina are 18 ani, elevă, zodia Gemeni. Iată o non-culoare mai rar întâlnită ca fiind preferată de fete, gri. Se află la concursul Miss Plaja pentru a-și descoperi personalitatea. Îi mulțumim că a venit la noi și îi urăm mult succes! Penultima concurentă de astăzi poartă numărul 15 și vine din Timișoara, Lena Masnita. Are 23 de ani, este studentă, este în zodia Leu, iar culorile preferate, uite din, sunt mai multe de data aceasta, albastru, roșu și negru. Îi place foarte mult să realizeze ședințe foto, dar își dorește să devină polițistă. O rochie foarte frumoasă, potrivit acestei probe, îți dorim succes! Și concurenta cu numărul 16, Georgiana Andrei din Constanța. Aplauzele au făcut-o să zâmbească. Este elevă, are 17 ani, născută în zodia Balanței. O non-culoare preferată de ea, negru. Și se află la concursul Miss Plaja pentru a căpăta experiență și a mă distra. Zâmbiți, fetelor! Le mai dăm cât un sfat aici, tocmai de lângă ele, și le aplaudăm chiar acum. Vă invităm și pe dumneavoastră să o faceți. Manejul probei de seară se desfășoară chiar acum. Le vom vedea și mai bine de data aceasta ținutele pe care și le-au ales singurele, încât să scoată ținuta cât mai bine în evidență. Și ne bucurăm tare mult pentru asta. Avem o diversitate de rochii de seară chiar acum, în aplauzele dumneavoastră. Imediat le veți descoperi mai bine în cantonament, acolo unde fiecare fie a dat un interviu, fie a făcut câte o trăsnaie pe care le-am imortalizat pentru voi într-un montaj. Vala mea, o să zic că este Lenca, pentru că este foarte frumoasă, are niște ochi superbi și, nu știu, totuși eu îi dă răsit succes și ei și cea mai bună să câștige.
besarte, acariciarte. So outstanding, just shows I got to get close. Siento un fuego que me pone loco, poco a poco loco fuego. Ce faci? Iar la mis? Din nou, nu iar. De ce vii mereu la mis? Te înțelegi bine cu Manuel, cu fetele, distracție. Păi dacă e atât de frumos, de ce să ratezi? Siento un fuego, siento un fuego, siento un fuego. Loco, loco, poco, poco, loco, loco. Eu sunt Lena, sunt din Timișoara și candidez anul acesta la Miss Plaja 2016. Și mă distrez foarte tare aici. Bună, mai Floricico! Bună! Cum te numești tu? Tecla. Wow, ce nume! Ce cauți aici? Am venit din Satul Mare și am venit la Miss Plaja 2016. Să câștig, bineînțeles! Începutul celei de-a doua probe din acest concurs, proba de aptitudini, o să o numim, în care vom descoperi ce talente au fetele, dacă dansează, dacă, nu știu, gătesc sau joacă volei pe plajă, vom vedea chiar acum. Din Satul Mare, alături de mine, vine Patricia Stejeran, concurenta cu numărul 1. Bună seara! Bună seara! Spune-mi, te rog, cu ce o să surprinzi juriul astăzi? Cu un dans, sunt pasionată de dans. Ce gen? De toate. Dar ce ai ales acum? Din corp. Concurenta cu numărul 2, Vajda Tecla, tot din Satul Mare. Sunt convins că au venit împreună. Au zis 3 zile la mare, la Miss Plaja, o să fie distracție. Bună seara! Bună seara! Ce ai ales să faci? Tot dans în seara aceasta, deoarece de mică sunt pasionată și am să fiu profesoară de dans. Păi atunci să dăm muzica mai tare, să te vedem, nu? Bala, 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 bala. Crina Diana Vizuru, cu numărul 3, vine chiar acum din Tulcea. A parcurs ceva drum până la noi, dar a fost cu succes, sau va fi, nu? Da, bună seara! Seara, spune-mi, te rog, ce ai pregătit la această probă? Să fac poze, cu ședință foto. Blitz, să spunem, și să te vedem! Alexandra Ana Maria Macovei din Constanța, numărul 4 în concursul nostru. Zâmbim? Bună ziua! Bună! Ce ai ales să faci la proba de aptitudini? Am realizat o ședință foto deoarece îmi place să fac multe fotografii. Și de obicei în fotografii nu zâmbești? Câteodată. Spune-mi blitz și ne uităm la albumul tău. A dat muntele pe mare, vine de la Sinaia, Andreea Mărândiș. Bună seara, draga mea, spune-mi, te rog, ce o să ne pregătești tu la proba de aptitudini? Bună seara, la proba de talent am ales o ședință foto, deoarece m-am plictisit de munte și am ales să fac la mare.
Mihaela Ionela Varciu din Constanța, în vârstă de 17 ani, talentată la dans. Ia să vedem, ne surprinde. Bună seara! Bună seara! Ce ai ales să faci? Proba de dans, am ales să dansez pentru că asta îmi place cel mai mult. Ce stil îți place ție? Toate genurile. Le-ai dansat așa într-o singură piesă? Da. Bala, 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 bala. Cu numărul 7 în concurs, Mihaela Marcu din Ploiești. Are 19 ani. Și o să ne declare chiar acum cu ce o să cucerească juriul, nu cred că doar cu ochii tăi verzi, nu-i așa? Da. Bună seara, pentru această probă am ales o ședință foto, deoarece îmi place foarte mult să pozez. Nu cred, tu ești dansatoare. E, și dansul. Bineînțeles, dansul este pe primul loc. Și totuși ai ales să fotografiezi. Da. Sunt curios dacă ai făcut un pas de dans. Cu numărul 8 în concursul nostru, Roxana Neagu din Vălenii de Munte. Vine alături de mine să-mi spună cu ce s-a gândit ea să impresioneze juriul. Bună seara! Bună seara! La această probă am ales să fac o ședință foto la malul mării. Cine te-a fotografiat? Domnul Manuel Chermani. Care din când în când mai e și fotograful emisiunii pe lângă Laurențiu. Hai să vedem ce a ieșit. O altă tulceancă prezentă la Miss Plaja, Dumitrița Marinela Hristu, concurenta cu numărul 9. Bună seara! Bună seara! Spune-mi, te rog, ce ai ales la proba de aptitudini? Pentru proba de talente am pregătit o ședință foto la malul mării, deoarece consider că un model are nevoie de foarte multe poze. Pentru o bună promovare, așa este! Cu numărul 10, Andreea Marcu din Ploiești. Ia să vedem, o să ia oare nota 10 la proba de aptitudini. Ce talent ai tu? Pentru această probă am ales o ședință foto, deoarece este un concurs de mis. Pentru videoclipul meu ai ales o ședință foto în majoretă. Acum, cum ai pozat? În costum de baie. Haideți să te urmărim. Din București, în vârstă de 17 ani, Oana Andreea Novac. Poartă numărul 11 în concurs, părul verde, ochii la fel, ochii verzi. Spune-ne, te rog, ce ai pregătit la această probă. Pentru această probă am ales să gătesc. Bun, pentru cine? Pentru tine sau pentru colegele tale? Pentru colegele mele. Normal, aha, ca să pară ele grase. Am înțeles. Și tu să fii mai slăbuță, hai să vedem ce au mâncat fetele. Mă numesc Oana și am început să gătesc din pasiune, de la vârsta de 15 ani, pentru părinții mei. Aș vrea să ajung undeva sus. Fac lucrul acesta din pasiune. Am pregătit în această zi omletă cu roșii și un pic de decor cu ketchup. Poftă bună! Cu numărul 12, Alina Steliana Savu din Constanța. Ia să vedem. Pun pariu că a făcut o ședință foto. Deci ce ai ales să faci? Am ales să fac o ședință foto, deoarece îmi place să fac poze.
Eu cred că fetele au vrut să-și etaleze costumele de baie mai exact și sunt tare curioasă cum o să arate al tău în această ședință foto. Să te urmărim! Partea numărul 13 în concurs și se numește Cristina Izabela Purice din Mangalia. Bună seara! Bună seara! Pune-mi, te rog, ce ai pregătit la această probă? Pentru această probă am ales să fac o ședință foto, pentru că peisajul minunat al mării noastre m-a cucerit. Numărul 14, Cosmina Cristache din București, în vârstă de 18 ani. Oare ce a ales? Un not, actorie sau a făcut un make-up? Bună, binevenit! Bună ziua! Am ales un not. Consider că notul este foarte important pentru a avea un corp extraordinar și adecvat pentru a fi model. Atunci să notăm împreună! Frumoase din toată țara, doar la Miss Plaja, din Timișoara alături de noi, Lena Maznita. Lena are 23 de ani și este zodia Leu. Să vedem, leoaica noastră, cu ce o să cucerească juriul, dar și telespectatorii. Bună seara! Am pregătit o ședință foto, deoarece consider că este special pentru mine. De ce n-ai cântat? Am auzit că tu cânti. Da. Bine, te-a inspirat marea. Da. Cu numărul 16, ultima concurentă, Georgiana Andrei din Constanța. Ea are 17 ani, dar este campioană la înălțime. Bine ai venit la Miss Plaja, ce ai pregătit? Bine v-am găsit, bună seara tuturor! Pentru proba de talent, eu am ales să fac o ședință la Malul Mării pentru că îmi place foarte mult să pozez. Mulțumim frumos! Sunt convins că și fotograful i-a plăcut să te fotografieze, așadar haide să vedem ce a ieșit. Această probă am văzut fetele dansând, defilând, pozând pentru dumneavoastră și pentru juriul nostru. Acum le lăsăm să vă salute și noi mergem mai departe cu o defilare în mare. Este momentul să facem cunoștință cu juriul din cea de-a treia ediție a concursului Miss Plaja din acest an. Începem direct cu președintele juriului. Doamnelor, domnilor, Daniel Albu. Bine ai venit, Daniel. Mulțumesc, Diru, mulțumesc de ea. Lasă-mă să spun că ești make-up artist, dar lumea deja știe, fiindcă ești o prezență constantă în juriul nostru. Da, mulțumesc frumos. Se pare că sezonul estival 2016 este de bun augur pentru noi, într-un fel. Aș spune, pentru că ne este foarte greu să jurizăm cu atâtea fete frumoase. Se pare că avem... sezonul cu cele mai multe fete frumoase pe metru pătrat, ca să zic așa. Le urăm succes, să vedem care dintre ele vor ajunge în semifinală. Sunt sigur că vor fi foarte multe. Avem note și mai mari și mai mici. Păi atunci, dacă vrei o sugestie, puteți să dublați anumite premii speciale, astfel încât să ajungă pentru toată lumea. Vom vedea, vom vedea. Mulțumesc mult de tot. Trecem acum la... Doamna Daniela Gheorghe este pentru prima oară în juriul nostru, dumneavoastră este hairstylist, așadar multe întrebări din partea Dei pentru tine, Daniela. În primul rând, ce se poartă în vara asta? Este foarte important ca părul nostru să fie în primul rând sănătos.
nu neapărat trebuie să fie vopsit sau foarte extravagant coafat. Și de aceea este foarte bine să ne protejăm în primul rând de soare, pentru că suntem la mare. Cred că este cel mai modern să fim în ton cu fizionomia feței. Cu siguranță o să fiți cu ochii pe fete, dar și pe coafiurile lor. Eu am fost câștigată în ediția asta, am fost pe la Soco Salon și am tras repede un coc, pentru că este cea mai potrivită coafiură pe căldură, pe căldură, nu-i așa? Da, este bineînțeles. Cocul potrivit? Cocul cel mai este acum foarte modern, având în vedere că este cald, în primul rând ne protejează să ne mai chinuim. Corect. Și putem face îl putem face și singurele acasă, repede, nu neapărat la salon. Mulțumim mult, mergem mai departe. Alături de dumneavoastră se află Cristi Popa, deținătorul lanțului Sushi Ia în Iași, Brașov, Constanța. Astăzi alături de noi ne-am delectat și noi cu sushi făcut de Cristi și fetele de-a lungul timpului. Bună seara și bine ai revenit la noi. Bună seara, Dea, bună seara, Dinu. Mă bucur să fiu din nou împreună alături de voi la mare, pe litoral. Vreme frumoasă, vreme caldă. Avem 16 fete deosebite, curajoase. Nu este ușor să vii la Miss Plaja. Și pline de grație, îți încântă nu doar privirea, îți încântă și sufletul. Am pentru ele două vești, una bună și una excelent de bună. Cea bună este că una va câștiga, iar cea excelentă este că toate sunt câștigătoare prin faptul că au câștigat experiență, au acumulat niște informații, prietenii și niște experiențe noi, pe da. Care nu le vor uita niciodată. Succes tuturor și cea mai bună să fie pe podium. Mulțumim mult, Cristi, că și de această dată ai fost și ești alături de noi. Mergem mai departe. Cea de-a patra jurată a noastră de astăzi se numește Maya și este solistă de muzică pop. O să ne cânte la sfârșitul emisiunii, dar până atunci vom sta puțin de vorbă cu ea. Bună, Maya, și bine ai venit în juriul nostru. Tu, cu experiența ta de scenă ca și cântăreață, spune-ne, te rog, ți s-au părut emoționate fetele? Ce sfaturi poți să le dai? În primul rând vreau să vă zic și eu bine v-am găsit, mă bucur să fiu alături de voi. Fetele au fost foarte drăguțe, le-aș da un mic sfat, să zâmbească mai mult, pentru că zâmbetul este accesorul cel mai potrivit unei fete, să fie cât mai naturale și să se simtă bine în pielea lor. Spune-mi, te rog, în afară de cariera ta în muzică, te-ai gândit vreodată să participi la un astfel de concurs de Miss? Pentru că multe din cântărețele noastre au trecut pe la Miss Plaja, să știi. Măi, m-am gândit, dar, nu știu, prefer mai mult muzica. Poate în viitor, când o să mai cresc un pic, pentru că am 15 ani. Te caracterizează mai mult muzica. Da. Bine, mai atunci o să te invităm să ne cânti mai târziu. Până atunci vă invităm să le urmăriți pe fete în continuare în probele ce urmează.
Tocmai le-ați văzut defilând în Marea Neagră. De acolo le-am luat și le-am adus pe scena din Bellagio pentru proba costumelor de baie. O probă interesantă pentru domn, dar cu siguranță și pentru doamne, pentru că vom vedea ce se poartă în materie de costume de baie. Așadar, o invităm pe prima concurentă alături de noi, Patricia Stejeran. Este din Satu Mare, are 18 ani. Și-a dorit tot timpul să participe la Miss Plaja, se caracterizează ca fiind sinceră, temperamentală, o frumoasă brunetă. Își dorește să devină make-up artist, îi dorim succes. Spuneți că s-a machiat singurică pentru acest concurs. Cu numărul 2, colega ei din Satul Mare, Vajda Tecla. Acum o săptămână invitam fetele să vină cu prietena ca să beneficieze de o vacanță haioasă la malul mării odată cu cantonamentul Miss Plaja. Despre concurenta noastră vă spun așa, s-a caracterizat în câteva cuvinte: vulcanică, directă și aici a zis blondă, noroc că a completat cu ochii albaștri, că altfel mă speriam, am crezut că faci bancuri cu blonde, sinceră și își dorește să ajungă profesoară. Îi dorim succes, o invităm alături de noi pe Crina Diana Vizuru din Tulcea. Are 17 ani, își dorește să facă o carieră în modeling, dar să și devină procuror. Nu știu cum se îmbină una cu alta, dar a început bine cu Miss Plaja pentru cariera în modeling. O să fie o modelă în procuratură. Ar schimba pentru o zi, dacă ar fi președinte, multe lucruri, dar ar organiza în primul rând proiecte caritabile. Se caracterizează ca fiind comunicativă, iar asta o va ajuta în planurile ei de viitor. De la 3 o să trecem, nici nu vă vine să credeți, la 4. Alexandra Ana Maria Macovei, din Constanța. N-am făcut-o să zâmbească, o să o fac să zâmbească atunci când o să-i spun ce-ar face ea dacă ar fi pentru o zi președinte. Mai ții minte? Ar interzice avorturile. Planul ei de viitor, își dorește să fie coafeză. Iar prezența ei la Miss Plaja o justifică să descoperă lucruri noi. Se caracterizează ca fiind prietenoasă și nebunatică, Andreea Mărândiș din Sinaia. Își dorește să-și termine studiile ca planuri de viitor, iar dacă ar fi pentru o zi președinte, ne spune că ar mări alocațiile elevilor. Mi-ar fi plăcut să ne dea și o sumă, orientativ așa, cu cât crede ea că s-ar descurca un elev pe perioada școlarizării. Culoare preferată galbenă. Galben, culoarea preferată galben. Ia să vedem cine a venit să cunoască persoane noi și să câștige. Mihaela Ionela Varciu din Constanța. Își dorește să devină make-up artist. Talentele ei se rezumă doar la dans, dar sunt sigur că și la fotografiat. Dacă ar fi pentru o zi președinte, ar interzice consumul drogurilor. Aș completa eu ușoare, că restul sunt interzise. Stupefiantelor de orice gen, ar fi mai bine spus. O invităm pe colega ei în scenă, cu numărul 7, Mihaela Marcu din Ploiești. Are 19 ani, este dansatoare. Se caracterizează ca fiind ambițioasă și cu simțul umorului. Îi place competiția. Își dorește să activeze în acest domeniu și ca un bun început s-a înscris la concursul nostru. Nu ar schimba nimic, ne spunea, dacă ar fi pentru o zi președinte, ar trebui să ne dai nouă locul tău, că noi am schimbat multe. Cu numărul 8, Roxana Neagu din Vălenii de Munte. Sociabilă, flexibilă, înțelegătoare și, atenție, empatică. Sunt cuvintele prin care s-a caracterizat ea. Își dorește să devină stewardesă. Frumos! Iar dacă ar fi pentru o zi președinte, știi ce ar face?
Arlene V, fiindcă aici scrie n-a schimbat nimic. Cu numărul 9 în concurs, Marinela Hristu, din Tulcea, în vârstă de 17 ani. Marinela ne spune că se caracterizează ca fiind orgolioasă, ambițioasă, foarte vorbăreață și prietenoasă. Îi place să joace volei, își dorește să devină procuror, iar dacă ar fi pentru o zi președinte, și-ar îndrepta atenția către casele de copii. Andreea Marco, din Ploiești, concurenta numărul 10. Este sociabilă, are simțul umorului foarte bine dezvoltat și e competitivă. A doua sau a treia oară la Miss Plaja? A treia. Iată ce justifică competitivitatea ei. Își dorește să continue și să activeze în domeniul modelingului și a revenit la Miss Plaja pentru a-și demonstra că poate concura cu oricine. Din București, alături de noi, Oana Andreea Novac, concurenta cu numărul 11. Și-a dorit să afle pe pielea ei cum este să fie concurentă Miss Plaja, iată-o alături de noi. Ne spune că este talentată la gătit și îi place să-și petreacă timpul în bucătărie. Ne bucurăm pentru asta. Își dorește să devină asistentă. Nu a specificat de care, TV sau medicală. Sunt medicală, asistentă medicală, uite, am aflat. Stelian Alina Savu, numărul 12, Constanțeanca, care ne-a spus că e curioasă și ambițioasă. Își dorește să devină polițist. O să schimbăm și refrenul, nu ne mai trageți pe dreapta, o să devină... Opriți-ne pe dreapta. Că dacă ziceam trageți-ne pe dreapta, suna corect, corect, suna ciudat. Și ar interzice avorturile dacă ar fi pentru o zi președinte. Cristina Izabela Purice din Mangalia, concurenta cu numărul 13, intră acum în scenă. Se caracterizează ca fiind înțelegătoare, prietenoasă, ambițioasă, dar și foarte respectoasă. Își dorește să ajungă model. Este talentată la dans, pictură, make-up. Cu numărul 14, Cosmina Cristache din București. Avem alături de noi viitoare actriță, fiindcă asta își dorește. Ca talent în notul, actoria, make-up-ul. Este curajoasă, independentă, i-a scris. Dacă ar fi pentru o zi președinte, ar schimba totul. Hai avea de muncă. Într-o zi n-am reușit să facem atâtea lucruri, dar să vedem ce ar face următoarea concurentă, Lena Masnita din Timișoara. Lena și ea își dorește să devină polițist, așa că, domnilor, dacă va fi la rutier, o să aveți de încasat amenzi. Așa, polițist pe străzi mai rar. Lena, îți dorim succes, a venit la Miss Plaja pentru o experiență nouă și pentru a cunoaște persoane noi, pentru a-și face prietene. Se caracterizează ca fiind sociabilă și ordonată. Georgiana Andrei, cu numărul 16 în concursul nostru, este o constanțeancă sinceră, fiindcă la caracterizarea ei scrie irascibilă, egoistă, dar și visătoare și luptătoare. Își dorește să avanseze în domeniul modelingului. Oricum, ai făcut un prim pas, fiind prezent alături de noi la concursul Miss Plaja. Le mulțumim mult de tot și acum, odată cu finalizarea acestei ultime probe, fetele pot să zâmbească și să se distreze, fiindcă avem o invitată specială. Este vorba despre
Este vorba despre Maya Pop, o cântăreață destul de cunoscută în ultima perioadă, are 15 ani și este proaspăt boboacă la Liceul Lipati din București. Ne bucurăm tare mult că o avem alături de noi, mai ales că are foarte multe videoclipuri la activ, multe melodii, multe călătorii în lumea asta mare și este dorită peste tot. Ne bucurăm că o avem și noi la Miss Plaja. O invităm chiar acum alături de noi. Maya Pop! Le-am căutat în toată Mamaia și unde credeți că l-am găsit? În Bellagio. Haideți să vedem ce fac aici.
Mai Andreea, ce cauți în Bellagio? Mă distrez. Cu cine ai venit aici? Cu toate fetele. Toate? N-am mai rămas nimeni pe acasă? Nu, nu, n-are cum să lipsească. Bine, hai să vedem și ce face Tecla. Dragă Tecla, ce faci aici? Bine, am venit să dansăm, să ne distrăm. Cum ați plecat voi de acasă așa fără să-mi spuneți? E, păi, resursele noastre. Bine, distracție plăcută. Mulțumesc. Hai și la Patricia, că stă pe telefon. Măi, Patricia, tu în loc să te distrezi, stai pe telefon? Nu, m-am vrut să filmez. După 3 zile de cantonament, după o muncă continuă aici la Miss Plaja în Bellagio Mamaia, am ajuns la momentul în care vom acorda premiile. Avem câteva premii speciale, iar apoi vom urca pe podium. Așadar, Miss Simpatica în ediția cu numărul 3 este Alexandra Ana Maria Macovei, numărul 4 în concursul nostru. Domnul Manuel Chermani acordă premiile fetelor alături de Bianca Bătrânu, director artistic Miss Plaja. Alexandra are 16 ani, este elevă și este din Constanța. Un alt premiu special poartă același nume, Miss Simpatica, și merge la, rămâne în Constanța, Georgiana Andrei, numărul 16. Are 17 ani, este zodia Balanță. Și a venit la Miss Plaja pentru a căpăta experiență și pentru a se distra. Iar acum trecem la un premiu care trebuie să aibă și ten. Miss Bronzata. Este vorba despre, ia să vedem, să vedem, Andreea Mărândiș. Andreea Mărândiș din Sinaia. Concurenta noastră are 17 ani, este elevă și este născută în zodia Scorpion. Felicitări! Nu a furat ea tot soarele, mai are o colegă ce s-a bronzat la fel de frumos, se numește Steliana Alina Savu din Constanța, o altă Miss Bronzata la Miss Plaja. Steliana are 18 ani, este zodia Gemeni și a dorit să vină la Miss Plaja pentru a câștiga. Ne-a furat un premiu special și merge direct în semifinala noastră. În cantonament s-a votat Miss Fițe. Ea, acest premiu, ajunge în Tulcea la Dumitrița Marinela Hristu, numărul 9 în concursul nostru. Marinela are 17 ani, este studentă și născută în zodia Scorpion. Miss Sexy nu putea fi decât o dansatoare. Aplauze pentru Mihaela Marcu din Ploiești. Are 19 ani, a venit la Miss Plaja pentru a demonstra că poate concura alături de oricine. Nu uitați, aceste premii speciale vă oferă un loc în semifinala concursului Miss Plaja. La fel se întâmplă și cu câștigătoarea acestei titulaturi, și anume Miss Senzuala, Oana Andreea Novac. Felicitări, numărul 11 în concursul nostru. Oana este din București, are 17 ani și este elevă. Un alt premiu special, un alt titlu, Miss Showbiz, merge la Ploiești pentru Andreea Marcu, concurenta de 10. Andreea are 20 de ani, este fecioară, este zodia fecioară. Și uite, așa e și o glumiță. Miss Telegenica din această ediție ajunge tocmai la Satul Mare, concurenta cu numărul 2, Vajda Tecla. Felicitări pentru acest frumos premiu.
denumiri date de-a lungul perioadei, fiindcă ne-am dat seama că ochiul camerei schimbă puțin realitatea în bine de data aceasta. Miss Plaja este un concurs și de eleganță, pentru că avem acea primă probă a rochilor de seară. Așadar, Miss Eleganța merge la Roxana Neagu, concurenta cu numărul 8. Este din Vălenii de Munte, are 23 de ani și este studentă. Și iată-ne urcând pe podium. Locul 3 se acordă timișorencei Lena Masnita. Lena are 23 de ani, este studentă, născută în zodia Leu și iată-o câștigătoare a locului 3. O altă concurentă ce a urcat pe podiumul nostru de astăzi, pe locul 2 mai exact, se numește Cosmina Cristache, concurenta cu numărul 14. Cosmina este din București și are 18 ani, este elevă în zodia Gemeni. Felicitări tuturor, iar înainte de locul întâi, ca să mărim puțin suspansul, vreau să vă spun că alături de Dea vă așteptăm în fiecare seară în Paradisul Colorat, un complex din Costinești, unde facem un program interactiv deosebit. Și ca să vă mai ținem puțin în suspans, atât pe dumneavoastră, cât și pe fetele noastre de la Miss Plaja, nu anunțăm acum locul întâi, o să le mulțumim sponsorilor noștri, Bellagio pentru găzduire, mulțumim frumos, mulțumim Yamama Italia, Mistio Boutique pentru ținuta mea de astăzi, Soco Salon, mulțumesc Devin, Flormar pentru premiile acordate locurilor 3, 2 și 1, mulțumim plajei Mojito, unde fetele noastre s-au bronzat, mulțumim Luna di Miele și Paradisul Colorat. Așadar, locul întâi la ediția cu numărul 3 din anul 2016 se acordă concurentei Cristina Isabela Purice din Mangalia. Culmea, i-a avut numărul 13, care se pare că i-a purtat noroc. O felicităm și, evident, ne revedem cu toate premiantele în semifinală. Ne bucurăm tare mult că ne-ați urmărit și de această dată. Noi suntem Dea și Dinu Maxer și alături de organizatorul Miss Plaja, Manuel Chermani, vă invităm și data viitoare să fiți alături de noi tot vineri seară la cea de-a patra ediție Miss Plaja 2016. Let's go! Everybody ready for the Miss Plaja show!